Pe lângă pagubele produse de incendiu, patronii societății comerciale Turniri din Târgoviște au avut de suportat și amenda dată de Garda de Mediu Dâmbovița ca urmare a poluării atmosferei. În urma dezastrului produs, inspectorii au făcut o notă de constatare și au dat amendă în valoare de 10.000 de lei. Au fost sancționați pentru poluarea atmosferică, conform legii, cu sancțiune de 100 de milioane de lei. Sancțiunea este de la 50 la 100 de milioane de lei și parcă din informațiile mele au și plătit jumate din minim la această oră. Potrivit directorului Gărzii de Mediu Dâmbovița, Mihail Drugă, norocul a fost că în acea zi neagră pentru patronii firmei de vopseluri presiunea atmosferică a fost ridicată, iar fumul s-a înălțat repede și influența către zonele populate a fost mai mică.